Bun, mergem mai departe și în acest video noi o să amenajăm intersecțiile, da? Deci noi avem aici o intersecție între axa 1 și 2 și aici, între axa 2 și 3. Dar înainte de asta o să șterg liniile informative, să nu mai deranjeze. Nu avem nevoie de ele. Ok, și mergem aici la secțiune proiect, bifăm intersecții. Da, și aici e legătură, da? Bine, asta se poate face și pe urmă. Și acum mergem așa. Deci noi avem axa 1, la axa 1 în capete nu avem nicio intersecție. Mergem pe axa 2 și zicem așa, la intersecții, aici avem modelul de intersecție. La tip noi adăugăm raza pentru racordări, da? Deci raza asta. Putem să avem mai multe tipuri, da? De exemplu, putem să avem raza 3, 6 și 9, da? După care mergem la racordări și adăugăm o racordare cu axa 1. Da? Deci noi suntem pe axa 2. Axa actuală este axa 2. Și adăugăm o racordare la axa 1. La poziție kilometrică. Da? Deci poziția noastră kilometrică aici este 0. Da? Atunci lăsăm 0. Și aici avem DA, DP, astea sunt codurile. Da? Adică pe care parte al drumului. Noi axa asta este axa noastră actuală care merge încolo. Da? Adică noi de aici plecăm încolo și noi trebuie să ne racordăm aici, în SP și DP. Da? Ne uităm aici. DP, ăsta este. Băgăm tipul 1. Ce înseamnă 1? Adică tipul de rază 3. Și la SP, la fel, tip 1. Și dăm un calcul. Da? Vedem aici că s-au adăugat razele noastre. Sunt prea mici. Încercăm cu tip 2. Putem să bifăm aici automat și în momentul în care noi adăugăm tipul 2, s-a și modificat, da? 2 s-a modificat, da? Și vedem că este ok, da? Deci tipul 2, adică raza de 6. Ok. Și aici mai avem opțiunea autolinero și autodever, nu le folosim deocamdată. Ok, și mai adăugăm încă o racordare cu axa 3, care este la poziția kilometrică, trebuie să definim poziția și poziția putem să o definim manual, adică din keyboard, din tastatură sau cu mouse-ul. Interpolat sau exact. Dacă este scris profil exact, atunci eu dacă dau click aici, el o să-mi dea poziția kilometrică asta, exactă. Dacă este interpolat, atunci exact unde dau eu poziția kilometrică, acolo va fi poziția kilometrică, da? Și dau aici și asta este poziția kilometrică. Și acum, axul nostru intră în altă axă, da? Adică altă axă, intră. Înseamnă că noi este să definim ăsta și DA. Ăsta, la fel, hai să-i băgăm 2. 2 și aici 2. Da? Bine, aici din ce vedem, ne-ar trebui niște raze mai mari. Hai să selectăm 3 și 3. Da? Adică niște racordări mai mari. Chiar putem să mergem și mai mult. 12. Da? Ok. Și dăm save. Bun. Și acum să verificăm ce am reușit să facem noi. Mergem să desenăm planul, da? Adică pe ăsta îl salvăm. Liniile astea să le scoatem. Și mergem și desenăm planul. Aici selectăm un șablon pentru desenarea planului. Aici avem mai multe șabloane. Bine, pentru ăsta ar mai bine ar fi să selectez LBT, că se vede mai bine intersecțiile și dăm calcul. Și acum generează intersecțiile. Da? Deci intersecțiile astea, el de fapt formează la fel niște axe, de aici până aici creează o axă cu lungul său care pleacă din axul 3 în axul 2 și o secțiune. Da? Deci ăsta este axul pe care îl creează. Și ăsta iarăși un ax. Și ca să vedem noi axele astea, putem să le vedem. Dar, în mare, cam asta este ceea ce s-a primit la noi. O să scoțim bolurile astea. Și dacă ne uităm 3D, o să vedem. Da? Deci aici, în capăt, pentru că noi axa 3 am dezactivat-o, da? Nu o proiectăm, s-a racordat la ea, da? Dar aici nu avem nimic proiectat. Aici avem proiectat, da? Și vedem cum s-a legat. Da? Ok. Ce am vrut să mai zic?
Da, mi-am amintit. Acum, ca să vedeți axele astea, da, și să puteți interveni. De obicei, el automat face toate legăturile astea, dar nu trebuie să definiți nimic. Dar ca chestie, el aici a adăugat racordările, da? Sunt patru racordări și ne uităm 2-1 DP. De exemplu, aici avem 2-3 IA. 2-3 IA este ăsta. Ăsta, nu știu de ce nu... Da? Vedem. S-a și activat, da? Deci asta este secțiunea. Da? Și vedem cum merge. Da? Asta este acostamentul, care este partea asta și aici. Este lățimea variabilă, da? Adică el variază pe zona respectivă. Și pentru racordarea respectivă avem toate elementele aici. Avem zona de calcul, avem linie roșie, da, care pleacă din axa 1 și se leagă în axa 2. Aici dacă desenăm toate axele, o să vedem că apar axele aici, da? Deci asta este axa 3 și aici este axa 2, da? Și el se racordează singur, automat, cu un lung. Bun. Și asta noi putem să-l modificăm dacă vrem, dacă credem că este nevoie. Au fost unele proiecte care a trebuit să le modific, să le personalizez un pic. Da? Dar înainte de a personaliza, trebuie de mers aici la intersecții și de debifat, să nu calculeze volul. Că el când calculează volul, el recalculează, da? Face, se leagă iarăși din nou. Dacă debifăm aici, atunci noi racordările astea le putem personaliza. Dar de obicei nu e nevoie. Bun. Cam atât.